Salutare la toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de Survival Games. Astăzi vom încerca să câștigăm pe harta Alaskan Village și să-i dăm drumul. Uite, sabie de la spawn, când nu pot să o folosesc. Deci, dar trebuie să prindem neapărat un X, pentru că facem X Master Challenge și putem să ne batem numai cu topoare. Dar nu știu de ce n-am luat cascaia. Da, n-are nimic. Și, da, uite, sabie de piatră când nu o pot folosi. Pot să folosesc, nu mi voi pune armura, pentru că nu știu cine e în spatele meu, sau cine mă vede de la distanță și mă da target foarte ușor. Mă, de ce nu prind și eu un topor? Uite mă că am prins. Dar, chiar e perfect asta. Și măi astea, uite, nu s-a dus nimeni pe aici. Hai să mă duc foarte rapid să iau chesturile. Să le iau pe ăsta de tire, nu poate de un topor mai bun, da, așa. Nimeni pe aici. Mai rar să nu fie chiar nimeni. Hai să luăm și double tire 2-ul ăsta, sper că sunt multe diamante aici. Ha, nu sunt diamante aici. Trebuie să plec pentru că dacă mă prinde cineva sunt cam mort și n-am cine știe ce armură. Deci da, mai știu un tire 2 pe undeva pe aici, prin copacii ăștia. Și am încercat eu să fac PACA Challenge, acolo e mai greu, mult mai greu, adică poți să folosești armură numai de piele, exo, la fel ca aici, nu contează de care, dar totuși e foarte greu să, ceva lag, foarte greu să te bați cu armura de piele, adică cu sabie de diamant iei 3 săbi și ăla ești. Și e foarte greu. Să prind o bucată de iron ca să îmi pot face un topor de fier. Dăm și un... cât o sabie de piatră. Și da, am încercat de 4 ori, am intrat în deathmatch, 3 ori am jucat astăzi de dimineață în total, că n-am stat în continuu, ca să completez acel challenge și până la urmă tot n-am reușit. Da, să-mi arăt și eu cât de cât inventarul aici. Deci, da, tot avem nevoie. Avem foarte multă mâncare. Arată și inventarul nostru ceva mai frumos. Și da, de 4 ori în deathmatch, mereu când am intrat în deathmatch, era adversarul meu full iron și cu sabie de diamant, deci... Și faza tare a fost că mereu i-am rupt, pur și simplu, am... Mamă, ce chesturi bune. Dat în ei de... I-am rupt cu săgețile și, na, eu dau așa, le prind... 5-6 jet și după intru pe ei și le dau, na, apuc să dau două topoare, cât de rapid poate să fie. Și na, nu i-am dat 2-3 topoare, n-am murit. Ce era să mai facă? Dar abia ne-am prins și palea. Cineva cred că a luat chestul ăsta de aici. Poate ar lăsa ceva. Da, da, nu. Nu-mi trebuie mie. Mă, tot n-am găsit o bucată de fier. Am ciudat, am uitat pe acolo, hai să fugim. E mai bine să fug deocamdată. Să fac toporul de fier și atunci voi fi mai liniștit. Adică acum noi cam ciudat să mă bag. Să mă bag la bătaie cu toporul ăsta. Că nu-i cine știe ce. Mai spune și asta. Trebuie să mai găsesc ceva tire 1. Uite unul aici.
Sper să mai găsesc și un rod. O să încerc să găsesc cum face și săgeți. E bine că am arcul ăsta că mă ajută foarte mult. Nu, mai sunt 3 oameni. Ăsta nu l-am luat. Na, n-am nevoie de bucata asta de gold. Și hai să facem un X. Și niște săgeți, perfect. Acum știu eu că mai erau niște chesturi pe aici, pe undeva. Deci ăsta. A, uite, un perfect. Și pot să mai fac un flint and steel. Ca să fiu sigur. Bun, deci am luat rod. Am făcut încă un flint and steel. A, cred că acum e destul de bine. Mi-ar mai trebui ceva armură ca să nu iau foarte mult damage. Adică știi și voi ce face armura. Cred. Nu, parcă era un tier 2 pe aici. Dacă mi-aduc eu bine aminte ăsta. Ia uite, nu. Cât noroc pe mine. Mai pot să mai fac niște săgeți, nu. Chestul ăsta eu l-am luat, parcă am lăsat casca aia acolo, încă mai e. Ia să vedem pe aici, pe la spawn nu-i nimeni. Și da, am revenit la textura asta a lui Huawei Default Edit. Pentru că, na, mie îmi plac mai mult aceste default edituri, pentru că, nu știu, e mai simplă textura. Da. Uite unul acolo, full iron. N-ar fi bine să mă duc pe el. Cred că o să văd și ruta asta. Poate găsesc ceva iteme. Ia să iau chestul ăsta de aici. Că știu cam toate chesturile de pe harta asta. Toate chesturile. Nici 50% nu cred că știu. Dar știu ruta asta și cea de acolo. Aici mă duceam mereu, dar mereu, nu știu de ce. Dar ce credeți? Mă duceam pe ruta asta. Dar nu mă duceam mai jos ca să iau alea. Chesturile alea de tier 2. Eu pur și simplu mă duceam pe aici. Dar într-adevăr luam tier 2-ul ăsta de aici. Știind că înăuntru acolo sunt chesturi de tier 2, eu nu mă duceam. Nu știu de ce, mi-era lene, cred. Să mai cauci pe acolo. Așa cum e lene să iau și chestul ăsta de aici, că e un tier 1 acolo, parcă. Ruta asta, da. Pregăteam să zic că ruta asta e luată. Dar cineva a uitat chestul de aici. Și știu că era un chest pe aici, pe undeva. Am uitat. M-am lovit singur. M-am și speriat. E bine că mai pot să fac săgeți. Asta să vedem unde le fac. Dar e bine că pot. Dar n-am unde. Credeam că s-a oprit serverul, că mi s-a întâmplat chestia asta. Chiar acum. Nu, chiar ultimul meci. Pur și simplu s-a oprit serverul. Time out. Hai să vedem aici. Să fiu atent să nu apară unul. Că sunt cam mort. Da, hai că chestul ăsta, chesturile astea le-a luat cine a trecut pe aici, da. Dar 2-ul ăla nu prea înțeleg de ce nu l-a luat. Adică e evident un chest acolo. Dar poate a trecut cineva care nu știa ruta. Da, hai să mergem și noi la bătaie. Mai prins un golden apple. Asta este bine. Eu aș vrea să găsesc un crafting table să fac, dar nu cred că găsesc pe aici, pe undeva. Stai că, deci eu am revenit aici. Nu știu de ce credeam că sunt în partea cealaltă și
Voi da de... Ah, bă, nu, acum dau seama cât de... departe sunt de locul ăla. Hai că se face și noapte. Prea îmi place să joc așa fără lumină. O să încerc să găsesc pe cineva. Să mă bat eu că na. E mult mai interesant un episod care ai ceva acțiune. Ăla vine după mine. Și eu nu prea vreau să mă bat pe aici, pe unde sunt, deci o să mergem pe aici, pe undeva. Trebuie să fiu atent să nu fie celălalt pe aici. Adică n-aș vrea să-mi dea cineva un clean-up. Hai că am destul de multe săgeți. N-am. Asta cred că joacă în continuu după cum se ferește. Acolo e un chest, da. Ia să mănânc acest golden carrot și să vedem ce facem. Are și lag ăsta. Pe unde trec? A, pe aici. Credeam că trebuie să... Mamă, la... Să... trec prin... ușa aia. Bă, de ce credeam că pot să pun un foc acolo? Mi-am dat seama în ultimul moment, dar tot am mai încercat. Și cu rodul. Mă, dar nu pot să cremă, deci nici măcar o săgeată nu i-am prins. Nu, ce i-am dat lui ăsta, deci i-am dat ca lumea. Aolo! Deci era prea frumos, deci nu pot să cred așa ceva. A, uite-mă că m-a lăsat. 3 diamante. Am un stack de săgeți. Deci, pot să-l spamez. Hai să mergem repede să facem toporul de diamant. Sper că mai am timp. Și sper să nu fie exact în spatele meu acum. Nu, ce am prins combo acolo. Cred că a fost și un pic anticit că, nu știu, se blocase la un moment dat. Ia uite și eu ce drop frame-uri am. Nu mai pot să mai fac nimic. Ah, stai mă că am... Mă, la fix am luat chest plate-ul ăsta de iron. Hai să mâncăm așa. E bine că mai am absorbia asta, cred că așa se cheamă. Aolo. Nu îmi spune că am drop frame-uri. Haide mă că ești mort. N-are nicio șansă asta. Dar în continuu așa cu săgeți. Pentru că sunt plin de săgeți. Ia uite cum merge. Dar eu trag așa iurea, nu știu de ce. O să încerc să-l iau. Hai că l-am luat. Nu, e mort. Ultima săgeată. Mamă, deci pe toate le-am tras așa deasupra. El mănâncă, mă, deci. Da, hai să nu mai lungim acest episod. Foarte aiurea. Nu, ce m-am încurcat acolo. Și da, hai să... Ce mă? Da, asta a fost și episodul de astăzi. Mulțumesc pentru atenția acordată. Am încheiat în sfârșit un challenge și am zis neapărat să
postez duminică, pentru că aici în episodul trecut de Survival Games că o să pun MCZ Challenges duminică. Și da, mulțumesc pentru atenția acordată, baftă lume!